De la anunțul că partea 2 din sezonul 15 apare în octombrie, mă tot bate un gând. Vedeți voi, pe Lego.com a apărut un joc numit Fă-o pe Nia mai puternică, ceea ce face o aluzie la Nia să-și primească puterile înapoi și probabil să devină un ninja din nou. Sacrificiul Niei din sezonul 14 a fost ceva super și foarte emoționant. Și nu mi-ar plăcea ca acele momente să fie distruse complet. Asta nu înseamnă că voiam să plece pe vecie. Asta era o soartă prea crudă pentru unul din personajele principale ale seriei. Și să nu uităm că Nia este singurul personaj principal feminin, ceea ce ar fi putut însemna ca Ninjago să-și piardă o parte din audiența feminină. Pe atât de mult pe cât îmi place Pixal, ea nu e un personaj principal. După cum am spus și în review-ul la prima parte, primele 6 episoade oferă o revenire bună, cu emoție și încă păstrează consecințe. Gândiți-vă că lucrul pe care Nia a trebuit să-l facă să se întoarcă a fost să-și trăiască cea mai mare frică, care este să nu-și aibă puterile, ceea ce este un schimb bun. Dar lăsând calitatea acelor episoade deoparte, marea întrebare este dacă își recapătă puterile și redevine ninja, atunci ce a mai sacrificat? De ce Tommy Andreessen, până să apară sezonul 14, a spus că o să fie sacrificii atunci când un sezon mai târziu totul se întoarce la normal? Această situație este ca o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, dacă o fac un ninja din nou, o să-i strice sacrificiul. Pe de altă parte, dacă nu o să facă nimic cu ea ca și Samurai X, după aceea vine întrebarea de ce te-ai deranjat să o aduci înapoi. Unii oameni deja cred asta. În sezonul 15, după arca ei, Nia este dată la o parte pentru plotul cu regele de cristal. Asta e una din criticile sezonului pe care le înțeleg mai puțin, pentru că sezonul nu s-a terminat. Ne abatem de la subiect. Există două argumente pe care le-am auzit să susțină revenirea Niei în echipă. Primul este că Nia trebuie să rămână un personaj principal. Ceea ce e adevărat, eu nu văd de ce nu poate rămâne personaj principal ca și Samurai X. Pur și simplu fă-o la fel de proeminentă ca și până acum, doar că Samurai X. Iar celălalt argument este că Nia ar fi mai profitabilă pentru Lego dacă e ninja, ceea ce nu cred că e adevărat. De când Nia a devenit ninja, a primit 4 vehicule, printre care unul este Samurai X, altul e din Ninjago Movie, unde toată lumea a primit un vehicul, altul e într-un pachet de 2 motociclete și altul a fost cu sezonul cu care a plecat. Așa că nu cred că Lego o consideră pe Nia cel mai profitabil ninja, după cum am mai spus mai demult. Dar eu cred că Nia este profitabilă ca Samurai X și eu cred că Lego crede la fel. A primit un set de 570 de lei anul ăsta, ceea ce este foarte mare. Lego nu face seturi foarte mari dacă nu crede că se vând. Samurai X a fost o parodie a lui Batman încă de când peștera Samurai X a fost introdusă. Ai putea să faci câte vehicule vrei tu în această estetică. Și, sincer să fiu, mi-ar plăcea. Asta e o estetică destul de fresh, ar putea wave-urile viitoare să pară mai interesante. Deci, da, cred că încă e profitabilă. Și cred că acest storyline pentru serial poate să ajungă în locuri mărețe. Asta doar dacă nu o să pedaleze cu spatele.